Să vedem ce se întâmplă în episodul 40 din Inelul cu Safir. În acest episod, tensiunea atinge noi cote în familia Gâlsoi pe măsură ce confruntarea dintre Ateș și Bora devine inevitabilă. Ateș, hotărât să-și protejeze familia, își mobilizează toate resursele pentru a-l găsi pe Bora. Între timp, Bora își continuă planurile malefice, folosind informații compromițătoare despre familia Gâlsoi pentru a amenința și controla. Feraie se luptă cu amintirile traumatice, experiențe și caută să își regăsească forța interioară. Hazal o ajută să se deschidă și să discute despre fricile sale, dar trecutul continuă să o urmărească. În același timp, Bade descoperă mai multe detalii despre trădările lui Vural și își propune să facă față, ceea ce complică și mai mult relațiile de familie. Omer, având în vedere noile sale puteri în afaceri, plănuiește să ia măsuri împotriva lui Vural. Acesta, din urmă, conștient de pericol, încearcă să se protejeze, dar devine din ce în ce mai disperat. Secretele din trecutul de familie încep să iasă la iveală, aducând în sine consecințe neașteptate și destabilitate, echilibrul fragil și relațiile dintre familie. Episodul se încheie cu o confruntare intensă între Ate și Bora, lăsând spectatorii pe marginea scaunelor. Bora face o declarație șocantă, amenințând că va dezvălui un secret devastator despre familia Gâlsoi, ceea ce ar putea schimba totul pentru ei. Tensiunea este palpabilă, iar viitorul familiei rămâne incert.